scăpat săturat de aglomerația și zgomotul din orașe? Ce spuneți de câteva zile petrecute departe de agitație într-un loc în care se îmbină perfect relaxarea, tradițiile și o țuică mortală? Pe toate le găsiți în Chioșdu, o localitate bine ascunsă printre crestele montane. După un drum anevoios, ești răsplătit cum se cuvine. Gazde pot fi proprietarii pensiunii Tatalice, situată la 65 de km de Buzău și 125 de km de București. Pe o suprafață de 2 hectare, locația oferă tot confortul de care ai nevoie pentru a petrece un concediu ideal. Turiștii care pășesc la Tatalice trebuie să respecte un ritual. Orice sejur începe cu degustarea licorii magice, denumită țuică mortală de Chioșdu. După ce v-ați tras puțin sufletul, cu siguranță privirile vă vor fi atrase de peisajele parcă desprinse din povești care îndeamnă la plimbare. Dar înainte de plecarea spre un loc mirific din munții Buzeului, lacul Vârturilor, trebuie pregătită și o mâncare preparată după o rețetă ce datează din vremea haiducilor. Proprietarii pensiunii Tatalice au reușit să afle secretul rețetei numită din Moș Strămoș, îngropatul Verii, unde în centrul atenției este un berbecuț. Astăzi, pentru musafirii noștri, pregătim un miel la groapă. Avem aici deja mielul pregătit cu o tochitură, nu vă pot spune chiar tot ce conține, rămâne să gustați. Aici avem și un mujdei care nu e doar un mujdei. Toate astea urmează să fie puse în miel, îl vom coase, îl îmbrăcăm înapoi în blana lui, va fi tapetat cu lut și apoi va fi pus la foc. Rețeta nu este cunoscută de toată lumea și doar oaspeții de la Tatalice pot degusta așa berbecuț pregătit haiducește. După ce berbecuțul a fost băgat la pământ, turiștii sunt duși într-un colț de rai pe malul lacului Vulturilor. După un drum anevoios făcut doar la pas sau cu mașini de teren, se ajunge în vârful munților Buzăului. Aerul curat și peisajele sălbatice te poartă într-o lume a basmelor.
Bine v-am găsit! Sălbăticiunea locurilor nu are cum să nu te impresioneze. Lacul Vulturilor sau Lacul Fără Fund se află în apropierea vârfului Mălâia, la 1400 de metri altitudine. De această zonă se leagă două legende. Conform uneia dintre ele, preluată de Alexandru Vlahuț în România pitorească, aici vin vulturii primăvara de beau apă ca să întinerească. Aici își învață puii să zboare deasupra acestei oglinzi fermecate, mijesc de somn cu aripile întinse, trufașii regei înălțimilor. De ce Lacul Fără Fund? Pentru că spune o altă legendă, un cioban și-a lăsat urma de mioare, a aruncat bâta în apa lacului și a plecat. După un an de peregrinări își regăsește bâta în apele Dunării și, mistuit de dorul mioarelor și a locurilor natale, se reîntoarce acasă. Legendele pot fi ascultate chiar de la ciobanii din zonă, care, printre vorbe, pregătesc și o mămăligă la ceaun. Asta s-ar fi. Se facă fiele aici. Așa-s aici. Pentru a profita din plin de peisaje, gazdele îți pregătesc o tocăniță de telinci pe degete, gătită chiar pe malul lacului. Încă o surpriză pe care o avem pentru musafirii noștri este o tocăniță pe care o pregătim aici, lângă, la stâna de lângă Lacul Vulturilor. Până îl vizităm, tocănița e numai bună. Răpit de peisajele sălbatice, nici nu știi când trece timpul. Tocănița este gata, iar servirea pe malul Lacului Vulturilor o face și mai savuroasă. Tocănița este numai bună de mâncat acum, după minunata drumeție care am făcut-o la Lacul Vulturilor. Așa că vă invităm la masă. Revenind la pensiunea tatalice, nu ne putem lua gândul de la berbecuțul pregătit în stil haiducesc. După câteva ceasuri în care s-a copt în pământ, e numai bun de o masă pe cinste. Acum, că ne-am întors de pe munte, din drumeția frumoasă de pe meleagurile Chioșdului, suntem gata să scoatem mielul de la groapă. Haideți să vedem ce a ieșit. Iată, așa arată mielul nostru la groapă. Acum să-l vedem și cum e la gust. Carnea e foarte fragedă. Iată.
păcat că nu puteți simți mirosul. Așa arată mielul nostru la groapă. Vă așteptăm să-l gustați. Poftă bună! Așadar, iubitorii de turism sălbatic vor găsi la pensiunea Tatalice din Chioșdu tot ce au nevoie. Cazare în camere spațioase dotate cu baie, televizor, telefon și internet, dar și tradiții, peisaje montane deosebite, aer curat și liniște.